Ca de fiecare dată, la orice alegeri și pentru alegerile europarlamentare din 25 mai, ordinea înscrierii candidaților pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorți. Astfel, prima poziție pe buletinul de vot este ocupată de Partidul Democrat Liberal, urmat de Partidul Mișcarea Populară și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Pe poziția patra buletinului de vot se regăsește Alianța PSD-UNPRPC, urmată de Partidul Național Liberal și Partidul România Mare. Urmează pe buletinul de vot Alianța Națională a Agricultorilor, Partidul Dreptății Sociale, Partidul Noua Republică, Partidul Verde, Partidul Forța Civică, Partidul Ecologist Român, Partidul Alternativa Socialistă, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Poporului Dan Diaconescu. Pozițiile candidaților independenți au fost stabilite în funcție de ordinea depunerii candidaturilor. Astfel pe poziția 16 în buletinul de vot este înscrisă Corina Georgiana Ungureanu, apoi Constantin Filip Titian, Dănuț Liga, Paul Pura, Pericle Julian Capsali, Costa Stea Peter, Mircea Diaconu și Valentin Dăianu. Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc duminică 25 mai.